Întâlnirea a avut loc la sediul Bibliotecii Județene din Baia Mare, unde polițiștii care răspund de protejarea patrimoniului cultural național au prezentat cele mai importante prevederi legislative în domeniul protecției patrimoniului arheologic și declararea unor situri ca zone de interes național. Persoanele fizice și juridice care dețin sau comercializează detectoare de metale sunt obligate să obțină în prealabil autorizația inspectoratelor de poliție județene și să se înregistreze la aceste autorități. Unele activități pot fi considerate infracțiuni, iar altele contravenții. Astfel, accesul cu detectoare de metale sau utilizarea lor în zonele cu patrimoniu arheologic, fără autorizarea prealabilă și vânzarea sau oferirea spre vânzarea detectoarelor de metale, fără autorizație, constituie infracțiuni, iar neanunțarea în termen de 72 de ore a descoperirilor arheologice întâmplătoare constituie contravenție. Amenda în acest caz este de la 2.000 de lei la 50.000 de lei, în timp ce deținerea de detectoare de metale fără autorizație se pedepsește cu amendă de la 25.000 la 75.000 de lei și confiscarea detectoarelor. Informațiile oferite de polițiști au fost completate de arheologi din cadrul Muzeului Județean de Istorie și Arheologie Maramureș și specialiști din cadrul Direcției Județene pentru Cultură.